Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cel mai bogat cerșetor din lume este milionar în dolari, dar nu se poate abține să cerșească în continuare pe străzile din Mumbai, India. Este în India. Mumbai? Mumbai, da. Este atașat de cariera lui. Așa e, da. Asta e, mă, chestie de obișnuință, nu poți să te desprinzi de asta. Mai țineți minte pe Tetelu, în Academia Cațavencu, da, care spunea că pesediștii își dau șpagă între ei ca să nu intre în sevraj. Când e perioada de secetă. Presa din India spune că îl cheamă Bharat Jain, nu a făcut niciun fel de școală, e milionar și spre deosebire de el, copiii lui au făcut școală, sunt educați. Cazul multor milionari și de la noi. De la noi, da. India Times mai spune că Bharat Jain are un duplex în Mumbai și două spații comerciale pe care le închiriază și chiar dacă acum este un om foarte bogat, Bharat încă cerșește în zonele turistice ale orașului și câștigă bine, că lumea îi dă bani. Să nu-și iasă din mână. Da, el da, și oamenii care îi dă bani, că important e mereu, vrei să te asociezi cu oamenii de succes, nu? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce vreau! Fii profesionist. Bravo. De acolo e. Presa spune că el câștigă cam 8-900 de dolari pe lună într-una din țările în care veniturile sunt foarte mici. Asta este... Și cum a devenit... Cum a început să cerșească și n-a cheltuit asta, practic. Deci ăsta e secretul. Da, practic să câștigi de două ori. O dată să iei și o dată să nu dai, practic. Bun, asta e bun sfat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.